Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dădătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție, ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni dintre cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne.
Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din eca sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atoțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Folositor și ajutător mare Te-ai arătat lumii în primejdii, mucenic, că pe mulți ai izbăvit de pagube, furii urmărind, pierderile depărtându-le și celor ce aleargă la Tine cu credință, cererea lor, pentru aceasta Te rugăm, fii milostiv și nouă care scârtăm. Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, pătimitorule! Întrupându-se cuvântul lui Dumnezeu s-a luminat făptura și prin trânsul a izvorât mulțimea mucenicilor care au pătimit până la sânge, făcându-se apărător neputincioșilor. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, stea neapusă! Bucură-te, rază de nematerialnic foc! Bucură-te, lumina celor păgubiți! Bucură-te, căderea celor răpitori! Bucură-te, taina care destăinuiește nelegiuirea! Bucură-te, stavilă care oprește rătăcirea! Bucură-te, stâlp care împiedici necuviința! Bucură-te, adânc care pierzi lăcomia! Bucură-te, suflare care întărești inimile suferinților! Bucură-te, mâna care descoperi prădăciunile!
Bucură-te, lanț care ferici pe făptuitorul celor rele. Bucură-te, negură care întuneci gândurile necurate. Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Biruitor grabnic te-ai făcut prigonitorilor, celor ce voiesc a răpi munca săracului, amărât de soartă și a stinge ființa lui, fiind amenințată de întâmplări. Pentru aceasta cântăm mărire ție mucenice și lui Dumnezeu laudă. Aliluia! Aliluia! Să nu se învrednicească nelegiuiții a ne supune sub picioarele lor sfinte, când se pornesc asupra noastră cavalurile mării ce vin spumegând pe aripile vânturilor turbate, ci să cadă ca spicele țarinii de la fața ta și noi să te binecuvântăm zicând: Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, căderea nelegiuiților vrăjmași, bucură-te, îngrădirea nesățioaselor fiare, bucură-te, înfrânarea mândrilor răpitori, bucură-te că se cutremură cei ce calcă poruncile tale, bucură-te că se ticăloșesc cei ce nu cinstesc minunile tale, bucură-te că se chinuiesc cei ce nu cheamă într-ajutor numele tău, bucură-te că se tulbură cei ce te amărăsc, bucură-te că se laudă cei ce îți mulțumesc ție, bucură-te că de mila ta toată făptura se veselește, bucură-te că de îngrozirea ta toți cei ce au greșit se pocăiesc, bucură-te al umiliților, izbăvitorule, bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Dreptatea și pacea având în cucetul tău, ai părăsit tabăra Frigiei, nemai putând suferi ca să vezi închinarea idolească. Pentru aceasta, suindu-te în munte, cu post și cu rugăciuni, ți-ai curățit sufletul de păcate și te-ai întărit în credința Domnului nostru, Iisus Hristos, cântând Aliluia! Păgânii, nemai răbdând urmările tale cele sfinte, prin care se defăima șelăciunea lor cea idolească, căci propovăduind credința lui Hristos poporului și dovedind că El este Dumnezeu care face minuni, iar nu pietrele și arama, te-au supus chinurilor ce le-ai primit cu dragoste, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, Cel ce ai fost frecat peste tot trupul cu târsâne, bucură-te, Cel ce ai fost ars pe urmă cu foc, bucură-te, Cel ce ai răbdat usturimea ciulinilor, bucură-te că ai fost răpuns peste tot cu sulițe, bucură-te că ai suferit pe tâmplele tale ciocane de fier, bucură-te că și alte chinuri ai suferit cu răbdare, bucură-te că n-ai cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru pătimirea ta, bucură-te că mai ales te-ai luptat cu bucurie împotriva trupului și a sângelui, bucură-te că Alexandria s-a îngrozit de credința ta cea tare, bucură-te că tiranii erau mustrați de cutezarea ta, bucură-te că nemai având cu ce te spăimânta, au poruncit de te-au tăiat cu sabia, bucură-te că mulți din privitori te binecuvântau zicând: bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Fericită credința răsăritului, ridicând în sfârșit crucea între popoarele păgânești,
după căderea tiranilor vrăjmași ai creștinătății, s-a zidit în Alexandria Biserica ta Sfinte de către un iubitor de Hristos cetățean în vremea lui Constantin împăratul și acolo s-au adus rămășițele moaștelor tale, cărora ne închinăm cântând lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Glas ridicând către tine grăim, grăbește, Sfinte, a ne apăra, nu ne deslipi nădejdele de mila ta cea mare, că unde vom năzui afară de tine să ne liniștim după noianul păcatelor noastre, decât după Mântuitorul și Preacurata lui Maică, la tine cel ce e pătimit cu dragoste pentru Hristos și pentru a noastră mântuire. Tinde-ți mâna ta spre noi, mucenice, ca să te binecuvântăm cântând. Bucură-te, aflătorul lucrurilor pierdute, bucură-te, aducătorul lor în starea în care au fost, bucură-te, lauda cetățenilor cinstiți cu fapta, bucură-te, fericirea negustorilor cu bune măsuri, bucură-te, păzitorul neadormit al satelor și al orașelor care suferă de pagube, bucură-te, scăparea celor amenințați de văpaie și de vifor, bucură-te, ușurarea popoarelor ce se amărăsc de năvălirile grozave și de asupririle nedrepte, bucură-te, povățuitorul drumeților ce te cer în ajutor, bucură-te, izbăvirea oamenilor de moarte năprasnică, bucură-te, scăparea corăbiilor cuprinse de vijelie și de furtun, bucură-te, mânghierea tot sufletul asuprit și amărât, bucură-te și al nostru apărător grabnic în suferință, bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult pătimitorule! Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult pătimitorule! Hrană de mântuire vieții noastre, trimite-ne nouă de la Dumnezeu, Sfinte Mina, ca să nu pierim de mulțimea patimilor ce se îndesesc în noi cu prisosință, că păcătoși suntem, dar care păcat sau ce mulțime de greșeli poate covârși vreodată nemărginita milostivire a lui Dumnezeu, având în rugători cetele mucenicilor, cu care dinpreună cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Inima înfrântă și izmerită, Dumnezeu nu o va urcisi, zice împăratul și prorocul David. Pentru aceasta, smerindu-ne până la moarte, cădem către tine, mare mucenice Mina, să te rogi lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii, ca să ne liniștească durerile, biruind pe vrăjmașii care se luptă împotriva legilor lui. Apropie-te, dar, Sfinte, apropie-te de noi, cei ce pătimim, ca să mărim minunile tale cântând. Bucură-te, mijlocitor fierbinte al celor suferiți către Dumnezeu, bucură-te, stăruitor grabnic către dânsul, bucură-te, ajutor puternic pentru cei ce păzesc poruncile Lui, bucură-te, nădejde nerușinată a creștinilor, bucură-te, tămâie bine primită la cer în rugăciune, bucură-te, vas ales al Sfintei Treimi, bucură-te, cel ce nu voiește răutățile oamenilor, bucură-te, cel ce plângi pentru nepriceperea lor, bucură-te, cel ce pururia îi îndemni la fapte bune, bucură-te că îi povățuiești a viețui în unire și dragoste, bucură-te că pe mulți i-ai adus la pocăință, bucură-te că pentru toți te rogi pururia, bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult pătimitorule! Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult pătimitorule! Evreul care era asuprit de creștin, prin tăinuirea banilor ce lăsase spre păstrare la el,
până la întoarcerea sa, s-a botezat văzând minunea, când i-ai descoperit adevărul, iar creștinul, îngrozindu-se de fapta ce făcuse spre vătămarea sufletului pentru iubirea de argint, s-a pocăit cântând lui Dumnezeu Aliluia. Aliluia. Pe călcătorul de jurământ creștin și vicleanul prieten al iudeului, ieșind din biserica ta, unde mărturisise neadevărul că nu are știință de acei bani, l-a răpit calul și, pierzând în cale inelul și o cheiță, cu acelea tu te-ai arătat femeii lui acasă ca să trimită bărbatului ei aurul iudeului, precum a și urmat, și îndată s-a descoperit vicleșugul, de aceea cântăm ție. Bucură-te vădirea vicleșugului tăinuit, bucură-te aflarea aurului răpit, bucură-te rușinea faptelor rele, bucură-te amărăciunea urmărilor, bucură-te împlinirea datoriilor creștine, bucură-te creștinătorul iudeului rătăcit, bucură-te pocăința creștinului pierdut, bucură-te lauda bisericii răsăritului, bucură-te că prin a ta minune s-a arătat puterea darului, bucură-te că prin a ei lucrare două suflete s-au izbăvit, bucură-te a lui Hristos, vrednicule lăudător, bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult pătimitorule! Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult pătimitorule! Lanțurile fermecătoare ale diavolului, cu care înfășoară sufletele cele slabe spre a le trage la el, cum s-ar putea sfărâma de nu am avea cugetul lucrător spre mântuire? Acesta, dar întărindu-se de către puterea sfinților mucenici aleși de Dumnezeu, risipește negura înșelăciunii și dezleagă legăturile vicleanului prin pocăință, cântând lui Dumnezeu Aliluia. Aliluia. Slavă ție, Împărate Sfinte, Dumnezeule atotputernice, care dintre noi oamenii și pentru noi ai ales pe sfinții tăi mucenici și apostoli ca să ne izbăvească de cursele vrăjmașului și să ne împărtășească de bunătățile tale cele nemărginite, ca în acest chip să se preaslăvească numele Tău cel întru tot sfânt și să cântăm. Bucură-te, Sfinte Mina, cel de toți iubit! Bucură-te, mucenic prea fericit! Bucură-te, luptător neostenit! Bucură-te, viteaz neobosit! Bucură-te, cuget neprihănit! Bucură-te, privighetor neadormit! Bucură-te, doctor iscusit! Bucură-te, judecător nemituit! Bucură-te, sprijinitor nepărtinitor! Bucură-te, dar nesfârșit! Bucură-te de daruri dădătorule! Bucură-te de multe minuni făcătorule! Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult pătimitorule! Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult pătimitorule! Numele Tău, mai mult decât oricare altul dintre sfinți, s-a făcut creștinilor mai dorit, Sfinte Mina, pentru aflarea grabnică și destularea a orice păgubiri suferite de dânsii, pentru care și astăzi, pătimind cei ce stau înaintea icoanei tale cu credință, se roagă a te milostivi spre ei, mângâindu-i și îndeplinind cererea lor ca să-ți aducă laudă, cântând lui Dumnezeu Aliluia. Aliluia. Obosiți de valurile întâmplărilor ce vin asupra noastră, nu ne putem lupta
și nici nu suntem vrednici de milostivire, pentru că pocăință nu avem, adâncindu-ne în gânduri și în fapte urâte. Pentru aceasta cădem înaintea Ta, să ne izbăvești de ispitele ce ne apasă și să ne întărești în dragostea lui Dumnezeu, ca să scăpăm de vrăjmași și să-ți cântăm. Bucură-te, turn de tărie, bucură-te, rază de bucurie, bucură-te, ancoră tare, bucură-te, zid de scăpare, bucură-te, gând întăritor, bucură-te, liman izbăvitor, bucură-te, lumină sfântă, bucură-te, armă nebiruită, bucură-te, înger ceresc, bucură-te, dar dumnezeiesc, bucură-te, al creștinilor apărătorule, bucură-te, al săracilor miluitorule, bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Patimile cu care Tu ai pătimit să ne fie în ajutorul patimilor noastre și rănile trupului acoperământ durerilor ce ne tulbură toată odihnă. Dă-ne dar în primejdii răbdarea Ta, Sfinte, ca prin trânsa să dobândim mântuirea sufletului și întărirea neputințelor noastre spre a cânta lui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Cu sângele Tău cel curs pentru dragostea lui Hristos, spală întinăciunea păcatelor noastre prea fericite și cu mulțimea minunilor schimbă cugetele celor ce ne prigonesc, spre a nu fi osândiți cu nedreptate și să nu întunece adevărul pricinilor ce avem după a lor plăcere, că Tu ești Cel ce descoperi toate nelegiuirile și Ție se cuvine a cânta. Bucură-te, mânghierea celor asupriți în judecăți, bucură-te, biruința ostașilor ce se luptă pentru credință. Bucură-te, pământ roditor de fapte bune, bucură-te, floare frumoasă din părțile Siriei, bucură-te, mărgăritar ales de Dumnezeu, bucură-te, trandafir mirositor între spinii idolești, bucură-te, piatră scumpă din comorile Egiptului, bucură-te, dar prin care s-a împlinit menirea magilor de la răsărit, bucură-te, cedru crescut între cedrii Libanului, bucură-te, câmp adăpat de apele Iordanului, bucură-te, strajă neadormită mănăstirilor din muntele sfânt, bucură-te, povățuitor osârdnic celor ce merg la mormântul Mântuitorului, bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Rămășițele călătorului omorât de gazda făcătoare de rău, spre a-i lua aurul cu care mergea la biserica Ta, tăindu-l în bucăți și îngropându-l în grădina sa, Tu l-ai dezgropat a doua zi, refăcându-l precum a fost și dându-i viață, de care minune, îngrozindu-se ucigașul, a căzut la picioarele Tale cu lacrimi, rugându-se să nu-l pierzi. Iar călătorul, deșteptat ca din vis, după moarte, a dat lui Dumnezeu laudă, cântând, Aliluia! Aliluia! Sârguința vinovatului a fost zadarnică de a putea ascunde uciderea celui străin, pe care, înoptând la dânsul, l-a găzduit, că Tu, urmându-i nevăzut, pentru dragostea ce avea către Tine, Te-ai arătat a doua zi ca un ostaș împărătesc, cerând să-ți dea pe călător, despre care, tăgăduind că nu ar avea știință, i-ai descoperit fapta și l-ai mustrat cumplit. Pentru aceasta cântăm Ție. Bucură-te, minune, mai presus de toate minunile! Bucură-te, Cel care ai primit darul
de a reface și a da viață trupului tăiat în bucăți. Bucură-te că vinovatul s-a îngrozit de puterea ta. Bucură-te că ucisul nu cunoștea de ce este mustrat el, spăimântându-se. Bucură-te că fapta aceasta n-ai voit să o descoperi îndată. Bucură-te că prin economia ta amândoi se găseau uimiți. Bucură-te prin care călătorul și-a îndeplinit voința închinându-se ție. Bucură-te că și făgăduinței lui a urmat, aducând în biserica ta mari daruri. Bucură-te al tuturor celor ce aleargă la tine, mângâietorule. Bucură-te al celor ce te cinstesc, mărite izbăvitorule. Bucură-te al fetelor sărace, înzestrătorule. Bucură-te al celor căzuți în datorii grele, ușurătorule. Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Taina aceasta mare a sfintei prunii, care prin tine s-a săvârșit, sfinte Mina, putându-se reface trupul cel tăiat în bucăți al călătorului ucis și a se aduce iarăși la viață, este de nepătruns. Pentru care, minunându-ne de darul ce ți s-a dat ție de la Dumnezeu, cu credință cântăm Aliluia! Aliluia! Iubitor de sine Eutropie, a făgăduit un vas de argint pentru biserica ta și, făcând două deopotrivă, acel cu numele tău i s-a părut mai frumos decât acel pentru dânsul, drept care a hotărât să-l oprească pentru sine. Tu însă, nesuferind înșelăciunea aceasta, ai luat vasul de la sluga lui când se spăla în corabie și cu dânsul dinpreună l-ai ținut în mare până când s-a mustrat Eutropie însuși de lăcomia sa, pentru aceasta cântăm ție. Bucură-te că îndată ai scos pe sluga cu vasul din mare. Bucură-te că sluga întreg și nevătămat s-a înfățișat stăpânului său. Bucură-te că el, mulțumind lui Dumnezeu, a și dus vasul la biserică. Bucură-te mustrătorului Eutropie pentru îndrăzneala ce făcuse. Bucură-te îndreptătorul purtării sale celei lacome. Bucură-te scăparea slugii de la moarte pentru nevinovăția sa. Bucură-te că prin aceasta ai vrut să arăți puterea adevăratei credințe. Bucură-te că pentru faptă, iar nu pentru lucru, ai înfrânt voința cea rea. Bucură-te că lui Dumnezeu s-a adus prin aceasta laudă. Bucură-te că numele Lui s-a preaslăvit prin facerea minunilor tale. Bucură-te că pentru dânsul ai pătimit ca să biruiești cu dânsul. Bucură-te, mucenice prea folositorule! Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule! Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule! Văzându-se Sofia, o femeie oarecare din părțile Fecozaliei, care venea la biserica ta să se închine, amenințată a fi batjocorită pe cale de un oștean, a cerut de la tine ajutor cu glas și îndată a izbăvit-o de năvălirea aceluia, vădindu-l cu rușine către mai mulți, după care femeia a dat lui Dumnezeu laudă, cântând Aliluia! Aliluia! Șchiopul și o femeie mută, care de mult timp stăteau lângă biserica ta cu alți bolnavi, așteptând vindecarea, te-au văzut la miezul nopții zicând: Șchiopule, scoală pe femeia aceea și mergi de aici. La care cuvinte, mâhnindu-se șchiopul, pentru că s-a crezut depărtat de tine, nu făcea nicio mișcare, tu însă, repetând porunca,
el a trebuit să asculte și îndată s-au văzut amândoi vindecați, pentru aceasta cântăm ție. Bucură-te că șchiopul, spăimântându-se, a fugit. Bucură-te că muta, spăimântându-se, a vorbit. Bucură-te că și pe alți bolnavi ai tămăduit. Bucură-te că pe necredincioși i-ai smerit. Bucură-te că pe iubitorii de Hristos i-ai veselit. Bucură-te că pe străini i-ai adăpostit. Bucură-te că pe flămânzi i-ai hrănit. Bucură-te că pe văduve le-ai miluit. Bucură-te al celor din primejdie, apărătorule. Bucură-te al celor prădați, îndestulătorule. Bucură-te al Sofiei, izbăvitorule. Bucură-te al asupriților, mângâietorule. Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. O, prea fericite mucenice Mina, ascultă rugăciunea noastră ce ți-aducem din toată inima, ca să ne izbăvești pe noi de boli și de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta și a mărturisi minunile pe care cu puterea darului Sfântului Duh le faci nouă celor cu credință, cântăm Aliluia, Aliluia, Aliluia. Aliluia, Aliluia. O, prea fericite mucenice Mina, ascultă rugăciunea noastră ce-ți aducem din toată inima, ca să ne izbăvești pe noi de boli și de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta și a mărturisi minunile pe care cu puterea darului Sfântului Duh le faci nouă celor ce cu credință cântăm Aliluia, Aliluia, Aliluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O, prea fericite mucenice Mina, ascultă rugăciunea noastră ce ți-aducem din toată inima, ca să ne izbăvești pe noi de boli și de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta și a mărturisi minunile pe care cu puterea darului Sfântului Duh le faci nouă celor ce cu credință cântăm Aliluia, Aliluia, Aliluia. Aliluia, Aliluia, Aliluia. Întrupându-se cuvântul lui Dumnezeu, s-a luminat făptura și prin trânsul a izvorât mulțimea mucenicilor care au pătimit până la sânge, făcându-se apărători neputincioșilor. Pentru aceasta îți cântăm, bucură-te, stea neapusă, bucură-te, rază de nematerialnic foc, bucură-te, lumina celor păgubiți, bucură-te, căderea celor răpitori, bucură-te, taina care destăinuiește nelegiuirea, bucură-te, stavilă care oprește rătăcirea, bucură-te, stâlp care împiedici necuvința, bucură-te, adânc, care pierzi lăcomia, bucură-te, suflare, care întărești inimile suferinților, bucură-te, mâna, care descoperi prădăciunile, bucură-te, lanț, care fereci pe făptuitorul celor rele, bucură-te, negură, care întuneci gândurile necurate, bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. O, prea sfinte și întru tău lăudate, mare mucenice Mina și de minuni făcătorule, primește această rugăciune de la mine, nevrednicul robul tău, căci către tine ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător prea minunat, scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale, cu
cu lacrimi fierbinți, mă rog ție. Vezi, Sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea, vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu. De aceea mă rog ție, fericite și sfinte Mina, grăbește de mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine, robul tău. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, sfinte, ale lui Dumnezeu, că de și pătimi suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos. Dar prin acele suferințe astăzi viețuiești iluminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la Sfântă Biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine într-un ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine de minuni făcătorule și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui? Minunile și sprijinul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scârbitul ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguțătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din paguba lui, dându-i îndărăt punga cu galbeni, dar o minune, că și din mort și tăiat în bucăți, tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos. Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce osilea spre păcat, dar și pe ostaș, după cuvință, l-ai certat. La fel și șchiopul, care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii celei mute, i-ai deschis graiul și vorbea curat. De asemenea, atunci când evreul dăduse prietenului său creștin o pungă cu galbeni, pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul văzând minunea ta, a crezut întru tine și a venit la credința creștină. Aceste minuni ale tale, sfinte Mina, m-au făcut și pe mine a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor și minunat. De aceea încredințat sunt că tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu acela ești, sfinte Mina, ca atunci și astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceea și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg la tine cu credință și cu lacrimi îngenunchind. Mă rog ție, sfinte și mare mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine, păgubașul și scârbitul lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașul. Către acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale și din pagube și necazuri izbăvit, ca să laud și să binecuvântez și să slăvesc întru tot lăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte mare mucenice Mina, râvna credinței în Hristos te-a împins în zilele de demult ale împăratului Dioclețian, prigonitorul de creștini,
să mărturisești cu prețul propriei tale vieți spre mântuirea multora și spre dobândirea cununii muceniciei. Pentru aceasta cu bucurie te lăudăm și îți mulțumim ca unul care ești gravnic ascultător al rugăciunilor celor aflați în tot felul de nevoi, strâmtorări și necazuri. Scute nevăzut care ocrotește pe cei slabi fiind, la tine alergăm cu nădejde pentru a cere mijlocirea ta către Hristos. Rugăm-ne ție, Sfinte Mare Mucenice Mina, ia aminte la noi păcătoșii și la robii lui Dumnezeu care sunt păgubiți, nedreptățiți și primejduiți și scapă-i pe ei așa cum ai scăpat nenumărați semeni din cumplite tâlhării, siluiri, ucideri sau năpaste. Căci știm că așa cum te-ai zorit ați vărsa sângele pentru Hristos, așa te zorești să scoți din primejdie pe oricine se roagă cu credință ție. Și mai știm că nu treci cu vederea pe nimeni din cei care se închină la sfântă icoana ta și care cinstesc cu evlavie sfintele tale moaște. Așa, Sfinte Mare Mucenice Mina, primește această puțină rugăciune și cererile noastre le împlinește spre slava lui Dumnezeu. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preasfințite Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Măritului și întru tot lăudatului Apostol Andrei, și ale Sfinților Voievozi Români, Constantin Brâncoveanu cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu Matei și Sfetnicul Ianache, Ștefan cel Mare al Moldovei și Neagoe Basarab al Țării Românești, ocrotitorii episcopiei noastre ortodoxe române a Europei de Nord, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Mina și ale Sfinților Cuvioșilor Părinților noștri, Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul, ocrotitorii acestei biserici, ale Sfinților și Drepților, dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, ale Sfinților români și scandinavi și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.